Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Noi de aici vă salutăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele 50 de minute împreună cu noi. Și în seara aceasta venim în fața dumneavoastră cu o nouă temă, bineînțeles și cu un nou invitat, o revenire în studioul nostru. Așa că, fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem bun venit invitatului nostru, nimeni altcineva decât domnul Ștefan Iluțan, pastor la Biserica Creștină Baptistă Providența din Oradea. Ștefan, bine ai revenit! Mulțumesc, Cătălin, vă salut cu drag, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să revin, salut pe toți cei care ne ascultă și ne urmăresc. Ștefan, iată-ne și la emisiunea Realitatea la zi. Data trecută am discutat în cadrul celălaltă emisiuni, în cadrul emisiunii Întrebare, despre voia omului și voia lui Dumnezeu. De fapt, ce se întâmplă atunci când voia lui Dumnezeu este în contradicție cu voia omului sau voia omului încearcă să o depășească pe cea lui Dumnezeu. Astăzi rămânem oarecum în contextul acesta relației omului cu Dumnezeu și aici vorbim în special a creștinului, a omului transformat de Dumnezeu în relație cu Dumnezeu. Și vom discuta despre ceea ce mi-am tot promis că discutăm, și anume despre dependența de Dumnezeu. De ce acest subiect? Este o, să spunem așa, o dorință a mea de a dezbate cu cineva subiectul acesta, pentru că e o lecție pe care eu am învățat-o de-a lungul timpului, o lecție pe care o învăț în continuare. N-aș spune că mi-am învățat pe deplin lecția, încă mai învăț ceea ce înseamnă să trăiesc dependent de Dumnezeu. Poate este cea mai dură lecție pe care am învățat-o de-a lungul vieții și cu siguranță în situația aceasta se găsesc probabil mulți dintre noi, dintre creștini. Așa că poate cel mai bine este să tratăm subiectul acesta. Poate cuiva dintre cei care ne ascultă îi este de folos și experiența ta și experiența mea. Și mai mult aș vrea să trasăm câteva, să spunem, principii din ceea ce înseamnă viața trăită dependent de Dumnezeu. La fel, cum ți se pare lecția aceasta a vieții, lecția creștinului de a trăi în concordanță cu voia lui Dumnezeu, dependent de Dumnezeu? Este din nou o temă care, de care nu mă apropiu cu lejeritate și cu așa ușurătate. Este un lucru important, serios și un lucru care se întâmplă în timp. Și de obicei, cu, așa cum ai spus, cu experiențe pe care uneori le considerăm ca fiind grele. Cred însă că lecția aceasta dependenței de Dumnezeu este una dintre cele mai importante și mai frumoase lecții pe care o putem învăța și, în final, lucrul ăsta ne va duce în împărăția lui Dumnezeu. Dependența de El, cred, planul inițial al lui Dumnezeu, deși aș spune următorul lucru, conceptul sau ideea aceasta e un pic anacronică în vremurile noastre, pentru că toată lumea caută independența, nu? Dependența de multe ori poate asociată adicțiilor într-un anumit fel, dacă o luăm așa în sensul strict al cuvântului, dar în termen spiritual și pentru că ai trasat linia acestei discuții ca fiind în mod special pentru întărirea credinței și încurajarea celor care sunt pe drumul credinței, pentru aceștia, dependența trebuie să aibă un alt fel de corespondent, o altă greutate. Cred că de multe ori se depun eforturi colosale pentru a demonstra abilitatea umană și de a tăia orice legături cumva de condiționare cu cerul, cu tot ceea ce înseamnă Dumnezeu, dar într-un final ajungem aici, mai devreme sau mai târziu, dacă Dumnezeu se îndură de noi, ajungem în punctul acesta în care să ne exprimăm nevoia de dependență și chiar să o dorim. Da, și în seara aceasta vom discuta practic tema aceasta dependență și vom trata în primul rând două extreme. Prima extremă este aceea în care omul încearcă prin propriile forțe să-și clădească propria cale, să-și urmeze propriile dorințe, să-și asigure absolut toate condițiile pentru un trai, să spunem, bun sau foarte bun, așa cum consideră el, practic fără să țină cont de nimic din ceea ce reprezintă Dumnezeu, fără să
Deși oarecum ar vrea să fie, și vorbim de creștinul care vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, creștinul care vrea să fie în comunitatea de creștini, da? Să fie, dar totuși oarecum Dumnezeu cu ale lui, eu cu ale mele. Mi-am făcut datoria, am acceptat voința, jertfa Domnului Hristos pe Calvar. Sunt creștin, dar din momentul acesta cam restul mă ocup eu. Da? Asta este una din extreme. Iar cealaltă extremă este a creștinului care doarme pe ureche, să zic așa. Acelui care nu-i mai pasă de nimic din ceea ce se întâmplă în jurul lui. Se detașează foarte mult de prezent, de, inclusiv de familie, de nevoile, de necesitățile acestea și oarecum lasă pe Dumnezeu și în dorința lui de a fi în ascultare de Dumnezeu, pur și simplu nu se mai preocupă de absolut nimic din cele omenești, din cele umane. Da? Inclusiv nici pe pâinea cea de toate zile, nici de a îngriji poate de familie, nici să se ducă la servici. Oarecum trece de pe o zi pe alta cu gândul că Domnul le va face pe toate, Domnul va purta de grijă, da? Ceea ce o face, știm că o face, dar aș vrea să discutăm subiectul acesta. În primul rând, haideți să o luăm cu prima extremă. De ce spun lucrul acesta? Am spus că în seara aceasta discutăm special în comunitatea creștină despre traiul acesta în concordanță cu Dumnezeu, cu resursele care vin din Dumnezeu. Când vorbim despre dependența de Dumnezeu, la ce ar trebui să ne gândim? În primul rând, și de ceea că trebuie să înțelegem conceptul, ce înțelegem noi prin dependență de Dumnezeu? A unui om care, pur și simplu, nu este absolut de nimic, tot timpul așteaptă confirmare la orice lucru minor, dacă să pună pixul ăsta aici sau nu, sau lucrurile dintre aceste minore, sau când vorbim de dependență de Dumnezeu, ne referim la ceva mai general, un cadru mai general, niște principii de viață mai generale. Evident că nu, cel puțin în ceea ce mă privește, nu consider că înseamnă prima extremă pe care o pomeneai, în care am trasat toate lucrurile așa într-un mod mecanic și robotic. Cred mai degrabă însă, să o luăm așa în domeniul tehnologiei, un stick USB, momentul în care e departe de orice altă sursă, practic n-are niciun folos. El are ce are pe el și cam atât. În momentul în care l-ai atașat unui calculator, atunci începe să-și... Se-și alimentează. Se-și alimentează și mai apoi își duce la bun sfârșit scopul pentru care a fost creat. Cred că dependența noastră față de Dumnezeu vine cumva pe linia aceasta a legăturii cu sursa care împlinește totul în noi, care face ca potențialul nostru, darul pe care l-a pus. În emisiunea trecută spuneam despre voia lui Dumnezeu în care văd toate părțile ființei noastre ca fiind conectate și împlinite pe deplin. Când sunt în voia lui Dumnezeu, atunci toate aspectele vieții mele. Dependența de Dumnezeu văd tot în felul acesta. Și Domnul Hristos folosește o imagine. În Ioan, în capitolul 15, el spune așa: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Este versetul pe care îl știm, îl cunoaștem, mai ales dacă vorbim despre cei din mediul creștin de orice denominație. Cred că este un verset extrem de cunoscut și Domnul atașează acestui verset, dacă ți-aduce aminte, o imagine. Poate că cei care locuiesc în zonele rurale încă mai sunt familiarizați cu această imagine, ceilalți poate mai puțin, imaginea viței și a mlădiței. Și Domnul spune despre mlădiță, noi fiind mlădițele, el fiind vița, despre legătura aceasta. Aici aș vedea câteva straturi ale dependenței noastre față de Dumnezeu. Pentru că suntem dependenți față de Dumnezeu nu doar în lucrurile cotidiene, în lucrurile mici, în lucrurile pe care noi le putem vedea și gestiona. Suntem dependenți de Dumnezeu, în primul rând, ontologic, prin creație. Suntem dependenți de El. Noi n-am apărut. E evident că se pot alinia în spatele ecranilor o grămadă de o armată întreagă de oameni care să vină să mă contrazică cu cărți de-a lui, cu tare sau cu tare. Bun, credința mea este asta, înțelegerea mea și a Scripturii, în felul în care văd Scriptura, este aceasta, că n-am apărut la întâmplare și n-am apărut prin dorința noastră, ci am apărut de la Dumnezeu. Am văzut o postare de curând chiar a lui Dan Barna.
în care el spunea, binevenind copilul pe care l-au, această binecuvântare. Foarte interesant ales cuvântul și, într-adevăr, este o binecuvântare venită de la Dumnezeu. Am mai spus el asta, dar binecuvântările vin de la Dumnezeu. Deci, legătura noastră, dependența noastră este, în primul rând, una ontologie, una prin creație față de Dumnezeu. Cineva spunea, ascultam un credincios cu un necredincios vorbind și încerca să argumenteze necredinciosul inexistența lui Dumnezeu. Cum l-ai văzut vreodată pe Dumnezeu, întreabă pe creștin, pe credincios. Și ăla spune, măi, într-adevăr că nu l-am văzut. Și atunci cum știi că există? Păi zice, trăiesc pe cheltuiala lui în fiecare zi. Deci, dependența noastră față de Dumnezeu este văzută și în cadrul ăsta în care Dumnezeu ne-a așezat, în care El, Universul, lumea care ne înconjoară, este la îndemâna Lui. Cât de puțin control avem noi asupra ei, ce reușim să facem este să o deteriorăm și mai repede decât legea entropiei ar distruge-o. Asta reușim să facem. Prea puțin să creiem noi. Așa este, Ștefan, și mă gândesc la următorul aspect. Într-adevăr, Dumnezeu ne-a lăsat cu liberul arbitru. Asta înseamnă că noi de unii singuri putem gândi, putem lua decizii, putem alege să fim cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Practic, face parte din ceea ce Dumnezeu ne-a creat, modelul nostru de a fi ca și oameni. Pe de altă parte, omul a primit din partea lui Dumnezeu și poruncul aceasta de a se îngriji de pământ, de a lucra. Chiar a fost o poruncă foarte clară, să cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Deci, pe de altă parte, ne recunoaștem în calitate de creștin resursele care vin din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu dă ploaie, Dumnezeu dă soare, Dumnezeu face să crească. Da? Și aici vorbim la lucrul acesta. Dar, pe de altă parte, este și componenta aceasta umană, în care și El trebuie să facă ceva. E, aici suntem noi, să spunem, pasibili de a greși. Câteodată balanța aceasta între ceea ce face omul și ceea ce face Dumnezeu. Uneori luăm prea în mână toate lucrurile și crezând că depinde numai de noi și inclusiv mântuirea la un moment dat, facem fapte ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, da? Ajungem la extrema aceasta în care ne ducem viața ca și cum totul s-ar întâmpla numai datorită nouă și noi suntem cei care, într-adevăr, au pus, știu, coada la cireașă. Pe de altă parte, suntem conștienți că oricât am face noi, fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și atunci se întâmplă, să spunem, ca de multe ori, prin ceea ce facem noi, să-L supărăm pe Dumnezeu prin faptul că nu avem credința necesară astfel încât să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă și să-L lase și pe El, să lăsăm pe Dumnezeu, de fapt, să-și facă partea Lui. Ne ocupăm prea mult de toate lucrurile acestea astfel încât ca și cum Dumnezeu n-ar fi. Cum vezi tu lucrurile? Eu cred că atâta vreme cât Dumnezeu își păstrează locul în lucrările pe care noi le facem, Dumnezeu își păstrează locul ca fiind stăpânul. De exemplu, este un verset care afirmă foarte practic echilibru pe care îl căutai în trecele două. Ce-mi place cum ai început, ai zis foarte bine, ca un joc de șah, în care fiecare știe unde e locul. N-ai cum să pui un pion în locul reginei. Da. Deci, practic, cred că e extraordinar lucrul acesta. Ca să poți face corect, să înțelegi corect, cred că trebuie întâi să pui fiecare componentă la locul unde trebuie. Exact, exact. Dacă ți-aduci aminte, un verset spune, calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Ține de noi să pregătim, dacă este să luăm sensul strict al cuvântului și al imaginii folosite acolo de către omul Scripturii, da, ține de noi să pregătim lucrurile astea, să pregătim, dacă ar fi fost vorba de război, a ținut de ei să-și pregătească armata, să pregătească, absolut. Biruința însă a fost întotdeauna dată de Dumnezeu. Asta înseamnă că resursele, Dumnezeu nu a venit așa să culeagă numai laurii și să culeagă cireșele din cireașa de pe tor, din efortul omului. Dumnezeu este Cel care susține omul cu totul, îi dă libertatea și omul are posibilitatea să se pregătească tocmai pentru că Dumnezeu îi dă harul ăsta. Dumnezeu îi dă
puterea să-și împlinească cumva rolul ăsta. Dar câtă vreme locul lui Dumnezeu este păstrat acolo și locul omului este cunoscut și bine delimitat, cred că Dumnezeu dă înțelepciunea acestui echilibru între a nu munci dincolo de... Nu, la un moment dat tot în psalmii se spune că degeaba păzesc unii o cetate, se străduiesc să păzească un loc. Dacă nu păzește Domnul un loc, dacă nu zidește Domnul o cetate, va veni Dumnezeu să construiască orașe? Nu va veni. Va veni Dumnezeu să... Nu va veni. Dar înțelepciunea este pe măsură ce... Știi, asta a fost întotdeauna ispita omului. Pe măsură ce s-a văzut cu lucrurile în mâini, cu lucru pe care îl putea controla, pe care cărămida pe care putea să o așeze una peste alta, sindromul ăsta al turnului Babel s-a înfiripat cumva în inimile noastre și este transgenerațional. A trecut peste generații. Și întotdeauna avem noi câte un proiect din ăsta care să ne înalțe, dacă se poate, pe același palier cu Dumnezeu sau chiar mai sus. Oricâtă vreme Dumnezeu își păstrează locul de suveran, de împărat, de stăpân, de cel care autor și... cel care, din care vin toate resursele, lucrurile sunt binecuvântate. Înțelepciunea este acolo. Câtă vreme omul știe că în final tot de Dumnezeu depind lucrurile astea, că sunt așa de multe piese în mișcare, nu? Mi s-a întâmplat și mie în viață. Cred că ți s-a întâmplat și ție, probabil că și multora dintre cei care ne privesc. Să ai un proiect, să ai un lucru pe care să te concentrezi poate ani de zile și să spui, uite, acum am toate piesele în ordine, totul e pus, totul e aranjat. Am făcut asta și asta și asta și rețeta îmi spune că dacă asta plus asta trebuie să dea succes. Și dintr-o dată apare o necunoscută. Întotdeauna există cel puțin o necunoscută care intră în planurile noastre. Suntem într-o lume foarte dinamică, într-un aranjament în care nu putem controla toate lucrurile. Și atunci, cu atât mai mult dependența noastră față de Dumnezeu ar trebui să ne facă să spunem ceea ce spune Iacov. Că zice, noi mergem și facem câte o afacere și Iacov spune, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom merge și vom face. Sigur că Dumnezeu ne va ajuta, sigur că Dumnezeu va fi cu noi, dar păstrez cumva înțelepciunea asta și teama asta și locul ăsta pentru Dumnezeu. Vreau să mai spun doar atât și te rog. Uite, am trecut de curând prin cartea Faptele Apostolilor și am văzut înțelepciunea asta la Gamaliel, la unul pe care niciodată comentatorii nu l-au considerat creștin. Deci el a rămas în religia lui, dar a avut o sclipire, cel puțin o sclipire pe care o vedem în cartea Faptele Apostolilor, în momentul în care toată conducerea Israelului, conducerea religioasă, persecuta pe apostoli. Da, i-a scos afară pe apostol și a rămas el cu el și a spus așa, haideți să nu ne luptăm împotriva acestui lucru, dar să-i lăsăm pe oamenii ăștia să nu-i mai necăjim, dacă cumva ceea ce se întâmplă este de la Dumnezeu. Dacă este așa, noi nu vom putea opri lucrul ăsta. Dacă nu-i de la Dumnezeu, se va termina. Și dă el câteva, Teuda, dă câteva cazuri acolo. Dar înțelepciunea pe care el a avut-o, sclipirea aceasta, pe care nu o văd la lideri, pe care o văd foarte rar în lumea de astăzi, vorbind de cei care au frâiele societății, este că a lăsat locul acela pentru Dumnezeu. A zis, păi, dacă cumva Dumnezeu, dincolo de matematica noastră, evrei aveau toate lucrurile calculate, ei știau A, B, C, D, totul. Dar omul ăsta a venit și a zis ca un învățător, nu ca un ucenic pe acolo. A zis, dacă cumva Dumnezeu știe ceva mai mult decât știm noi, are un alt plan decât avem noi. Matematica lui s-ar putea să continue dincolo de ceea ce avem noi. Dacă cumva. Și a zis, mai hai să nu facem lucrul ăsta. Mi-a plăcut asta fantastic. Și așa a fost. Și așa a fost. Exact. Cum să spun? În înțelepciunea lui, așa cum era un învățat al vremii, un profesor la vremea respectivă, a spus, Dumnezeu s-ar putea să schimbe ceva în ceea ce știm noi. Și exact așa a fost realitatea. Asta era. Și de ce? Pentru că, fii atent, de multe ori auzim în limbajul nostru bisericesc, mai ales când suntem la predică sau discutăm cu tinerii despre a-ți face partea. Când vorbim despre a-ți face partea, este exact atunci când vrem să le spunem celor cu care discutăm că Dumnezeu, într-adevăr, la El sunt resursele, El dispune, El face ca războiul să fie câștigat sau, știu eu, să se facă un anumit lucru, dar până la urmă și omul are partea lui de lucru. E, și aici, la partea aceasta, când vorbim despre omul să-și facă partea, ce ar trebui să înțeleagă cineva atunci când, într-adevăr, suntem chemați să facem lucrul acesta? În primul rând, Scriptura îndeamnă la hărnicie.
Deci niciodată și extrema a doua pe care ai menționat-o chiar în început, în care omul stă într-o poziție din asta foarte relaxată, în care Dumnezeu poartă de grijă, mi-aș fi dorit să fie doar o teorie și doar o imagine pe care să o luăm în, așa în calcul, dar e o realitate. Ceea ce ai spus e o realitate. Eu când am spus lucrul acesta, chiar am avut un exemplu în minte și știu pe cineva care chiar așa gândește. Din păcate am și eu, și nu unul, ci mai multe, întâlnite de-a lungul anilor, probabil că și dintre cei care ne urmăresc, știu, cunosc, sper să nu fie din astfel de categorie. Biblia îndeamnă la hărnicie, Scriptura îndeamnă la hărnicie. Dacă este să vorbim despre apostol, despre cei care au fost în prima biserică și în momentul în care s-au așezat lucrurile, nu? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cine fura să nu mai fure, dimpotrivă, să lucreze cu mâinile lui ca să aibă nu doar pentru el, ci să dea și celorlalți. Darul pe care Dumnezeu ni l-a dat trebuie să-l punem în negoț, trebuie să-l punem în slujbă. Asta înseamnă că lucru cu care, abilitatea cu care Dumnezeu ne-a hăruit, ne-a dăruit, ne este dată și pentru a ne susține din punct de vedere fizic, dar în același timp și pentru a putea deschide uși cumva înspre cei din jurul nostru care s-ar uita înspre Dumnezeu. Niciodată, pentru că vorbim despre biserică și despre credincioși, niciodată imaginea noastră nu-i doar a noastră. Noi nu avem imaginea noastră. Noi nu avem posibilitatea să patentăm, să punem numele nostru pe proiect, pe viața noastră, pe... Astea sunt ale lui Dumnezeu. Și vreau să-ți aduc aminte doar din Vechiul Testament, în momentul în care prietenii lui Iov au venit la Iov. Și trei dintre ei au venit și au vorbit despre Dumnezeu și au încercat ei să aducă imagini despre Dumnezeu, cum că Dumnezeu, vezi, ar pedepsi când cineva face rău, de asta ți se întâmplă ție, să justifice cumva ceea ce s-a întâmplat. Și Dumnezeu vine și spune într-un final așa, pentru că n-au vorbit bine, nimeni n-a vorbit așa de drept despre mine. Miza acolo era reprezentarea lui Dumnezeu. Cum arată Dumnezeu? Cum se comportă Dumnezeu? Ei, noi îl arătăm pe Dumnezeu în societate. Oamenii spun, noi pretindem, zicem, vino aici, că aici este Dumnezeu prezent. Este Dumnezeu prezent? Noi credem că da, prin credință, în momentul în care ne adunăm împreună. Dar oamenii nu o să-L vadă, probabil că dacă Dumnezeu nu le face parte de o epifanie, de o arătare specială, nu o să-L vadă, o să vadă chipurile noastre. Nu? Și atunci omul uitându-se, se uită la mine, se uită la celălalt și zice, măi, cam așa arată Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Este așa? Este așa? Câtă responsabilitate am? Că Dumnezeu să-și lase imaginea cumva pe umerii mei sau în mâinile mele, poate întind un pic lucrurile și spun lucrul ăsta. Noi spunem de multe ori, când e vorba de un minus al nostru sau un scăzământ al nostru, nu te uita la mine, uită-te la Dumnezeu. Și omul zice, ok, unde să mă uit? Unde adică la Dumnezeu? Eu mă uit la tine și văd cum reacționez și în momentul în care treci printr-o... Și văd atunci cum este Dumnezeu. Deci inactivitatea sau o lipsă de interes, o lipsă de profesionalism, aș spune, în lucrare este o reprezentare infidelă, o reprezentare necinstită a lui Dumnezeu. Și aici vorbim despre chiar despre lucruri pe care și acum știi mai bine puțin ceea ce pe vremea părinților și a bunicilor noștri se întâmpla, nu? Când era cineva care căuta un muncitor cinstit, unul care să lucreze, spunea, bă, e un pocăit, căutăm un pocăit, știi? Sau ai pe cineva, uite, știi, un pocăit, măi, pe ăsta poți să-l las cu toată averea, cu toată casa, că nu mă fură. În ce măsură lucrul ăsta mai este valabil astăzi? În ce măsură și prin cinstea, nu doar să muncim, ci să muncim la un nivel excelent, ceea ce facem să reprezinte, să facem ca pentru Domnul, ne îndeamnă Scriptura. Ai atins un subiect foarte, foarte frumos, anume despre faptul că credinciosul trebuie să-și depășească condiția. Am spus că întotdeauna creștinul trebuie să fie un super profesionist, indiferent ceea ce face, indiferent ce meserie are, în momentul în care este așezat de Dumnezeu într-un anumit loc, trebuie să fie acolo un exemplu, este un mărturisitor al lui Hristos. Exact ceea ce ai zis mai devreme. El este reprezentantul lui Hristos. Imaginea lui Hristos în locul acela. Deci, indiferent ceva, dacă ești un mecanic, instalator, nu știu, profesor, domne, când faci tu ceva, nimeni nu mai vine să repare după tine. Și lucrurile s-au mai schimbat între timp. Știu că realitatea câteodată dezamăgește. Cât se mai întâmplă lucrurile acestea bune? E o întrebare foarte bună. Dar vreau să mergem puțin despre relația aceasta pe care o vezi tu între credință și dependența de Dumnezeu.
De ce spun lucrul acesta? Și vreau să trecem puțin și în sfera aceasta a slujirii. Tu ești păstor, cu siguranță, nu știu exact exemplul tău, dar mă gândesc că în momentul în care ai plecat pe drumul acesta a slujirii, nu știu dacă aveai asigurate toate condițiile, sau poate știai, sau poate nu știai, că în momentul în care tu vei intra în practica slujirii, deci vei fi păstor, tu ai asigurată casă, mașină, resurse, ori de câte, oricât ar fi nevoie. Nu știu dacă a existat cineva care ți-a asigurat locul acesta, sau ai mers așa pas cu pas până ai ajuns la, la vârsta aceasta și, bineînțeles, încă ești în slujire. Pentru că de ce vreau să ating subiectul acesta al slujitorilor? Una din lecții pe care eu am învățat-o și încerc să o învăț, de fapt, este să te bazezi pe Dumnezeu în ceea ce privește și slujirea. Știm că slujirea nu se face decât cu Duhul Sfânt, cu oameni, bineînțeles, și cu resurse, cu finanțe. E, cam greu. Duhul Sfânt încă există, e sigur, singura componentă care întotdeauna dorește să lucreze și Dumnezeu încă este la dispoziție, dorește. Câmpul este gata de seceriș, încă mai are nevoie de oameni. Când vorbim despre oameni și când vorbim despre resurse, aici asta să discutăm. La un moment dat, relația aceasta între om și resurse este mai legată decât de om și de Duhul Sfânt. Și de Dumnezeu, practic, da? Da. Și mulți dintre cei care sunt chemați sau, pur și simplu, ar avea potențialul și ar fi în stare să facă lucrările lui Dumnezeu, ascult mai mult de lipsa resurselor decât de chemarea lui Dumnezeu. Eu te-am dat exemplu pe tine, dar știu, am zis așa, într-un mod, ca și exemplu, dar știu că sunt oameni care au renunțat la chemarea aceasta datorită faptului că le-a fost teamă. Nu că n-ar fi vrut, ar fi gata oricând să facă pasul cu slujirea, dacă aceste, să spunem, pâinea și pește ar fi deja acolo pe masă. Da, este exemplu pe care l-am, viața, experiența pe care am avut-o, este una care m-a adus în punctul ăsta foarte devreme. Bunicii mei au avut, literalmente, noi folosim așa o expresie asta, că au avut, în momentul în care s-au căsătorit, au avut o lingură și ei literalmente au avut asta. Nu-i locul acum, dar mărturia lor și felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor și și-au clădit literalmente tot ceea ce au avut. Mai apoi, la părinții mei, am crescut în condiții modeste. Am avut strictul necesar, ne-am bucurat, nu am dus lipsă de pâinea de zi cu zi, dar în condiții modeste, în care am înțeles ce înseamnă dependența față de Dumnezeu, familie credincioasă, oameni care au avut principiile lor și care pentru câștig de moment sau n-au făcut compromis, nu au lăsat la o parte lucrurile care erau importante pentru ei. Când am simțit chemarea din partea lui Dumnezeu, nu știam foarte bine exact cu ce se mănâncă lucrul ăsta, venind din Biserica Ortodoxă, așa, cu o dorință de a-L sluji, de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Dar nu mi-am pus problema asta și chemarea a fost atât de puternică și exemplul celor care au fost, mi-au fost mentori, a fost atât de puternic încât nu am avut impedimentul ăsta. N-am fost atât de naiv să cred că se va trăi așa cu aer, dar n-a fost niciodată un impediment pentru mine. Am trăit prin credință, continui să trăiesc prin credință, Dumnezeu ne-a purtat de grijă, am învățat ce înseamnă că e bine ca tânărul să aibă o povară în tinerețea lui, că Dumnezeu știe să formeze și spiritual și fizic. Ne-am bucurat și când am avut o Dacie din 74 și în același fel am prețuit-o și am îngrijit-o, cum mă îngrijesc și astăzi ceea ce am și... ne-am bucurat pas cu pas, am văzut cum Dumnezeu a adăugat pe măsură ce... Știi ce am văzut? Dumnezeu a lăsat în viața noastră lucruri în momentul în care a știut că ele lucrează pentru noi și nu împotriva noastră. Că puteau să fie lucruri, dintr-o dată să intri în posesia și lucrurile alea să-ți ia inima sau să consideri că tu poți și că tu ai așa toate la îndemână și că ți se cuvin. Nu, Dumnezeu le-a lăsat treptat și pe măsură ce le-a lăsat am învățat dependența față de El. Au fost momente în care am căutat după mărunțișul de sub canapea sau dintre... Au fost momente din astea în care am mulțumit lui Dumnezeu pentru o bucată de pâine, chiar dacă era de acum 3 zile, era uscată și măcar nu era mucegăită. Și dacă era... Au fost și momente din astea. Nu le-am făcut publice și nu... Că n-a fost cazul cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu și-a
dat la o parte niciun moment credincioșia și dependența noastră față de El a crescut. Asta m-a ajutat cu tot ceea ce sunt și cu tot ceea ce am să rămân lângă El și să înțeleg că El îmi va purta de grijă și că dacă El nu-mi dă într-un moment, că au fost lucruri, momente în care mi-am dorit și eu și am zis, Doamne, dar de ce nu acum? Dincolo de frustrarea de moment, să știi, am înțeles după și am mulțumit lui Dumnezeu că nu mi-a dat lucrul ăla pentru că m-ar fi frânt în momentul ăla și mi l-a dat când a știut Dumnezeu că pot să-l gestionez sau pot să fiu de folos lui sau pot să-l slujesc pe Dumnezeu cu lucrul ăla, nu să mă slujesc pe mine și proprie imagini. Am vrut în mod special să discutăm aspectul acesta relației dintre slujire și chemarea la slujire și, bineînțeles, dependența de Dumnezeu. Pentru că e o provocare curentă, o vezi și tu în jurul tău și o vedem și noi aici. Este dificil să chem pe cineva să vină să lucreze pentru Domnul, dar fără să-i promiți că va avea o creștere sau va avea un parcurs, o carieră, că va avea niște creștere salariale într-un anumit timp. Deci previziunea aceasta când lucrezi când ești dependent de Dumnezeu, când stai la mâna lui Dumnezeu, deși chiar dacă nu crezi, tot acolo ești, oricât de stabil, dar când recunoști lucrul acesta, îți dai seama că de fapt nu poți să faci previziuni foarte să spunem așa, precise pe termen lung. N-ai cum, pentru că nu știi. Planul lui Dumnezeu se poate schimba și lucrurile nu uităm numai ce s-a întâmplat în pandemie. Ai văzut o grămadă de lucruri pe care probabil le aveam în plan și Dumnezeu a făcut prin această pandemie să se schimbe. Da? Deci suntem. Deci, tocmai aceasta este o luptă pe care trebuie să o dăm. Pe de altă parte, există și aspectul acesta pe care cu siguranță l-ai întâlnit, o abundență. Când oameni credincioși din biserică, da, deci ne adresăm iarăși oamenii cu noi, familii sau persoane care o duc prea bine din punct de vedere material, dar vorbim iarăși mai mult decât nevoia unei familii sau unei persoane și la un moment dat trăiesc cu impresia că totul depinde de ei, de contul din bancă, de resursele pe care le au, de capabilitățile lor, de afacerile lor. Cum vezi aspectul ăsta? Dacă ai văzut în practică și aspectul ăsta? Da, evident. Sunt exemple oriunde te întorci. Cred că o încercare, noi numim încercări din partea lui Dumnezeu, numai în cazurile, suferințele care vin. În egală măsură, cred că încercarea este și bogăția. De felul în care gestionăm, avem exemple în Scriptură, oameni care și-au pierdut sufletul mai degrabă pentru proastă gestionare a resurselor, resurselor din belșug, decât pentru o gestionare a puținelor resurse. Imaginea pe care am adus-o în ocaziile în care le-am avut să discut cu o parte, nu cu toți, cu o parte din cei cu care mi-am permis să le spun lucrurile astea, a fost că Dumnezeu este Cel care dă resurse, Dumnezeu nu risipește, Dumnezeu dăruiește. Adică Dumnezeu dă resurse nu ca să adunăm și să stăm așa doldura pe ele, ci ne-a dat un scop cu ele. Care-i scopul cu care Dumnezeu ți-a dat așa de multe resurse? Unde pune Dumnezeu resurse, pune și un scop, pune și un potențial, pune și o direcție de slujire. Dacă sunt parte dintr-o biserică, ar fi trist ca biserica respectivă să sufere din punct de vedere financiar, ca misiunea, ca slujitorii, ca cei care sunt parte a lucrării și se străduiesc și lucrează. Știi, hai să lucrăm așa în numele Domnului, că noi stăm pe doldura. Ar fi trist și ar fi păcat și cred că o risipă și nu un lucru plăcut lui Dumnezeu. Adică pe cine are o astfel de resursă, cred că Dumnezeu îl cheamă să ajute și să dăruiască și să participe. Evident că nu doar în biserica locală, sunt proiecte în care oamenii sunt implicați și se pot implica în multe locuri. Dar resursele de aici, nu degeaba, vorbește și Noul Testament, Cartea Proverbe, bogăția nu-ți pune încrederea în ea. Zice că în momentul în care crezi că o ai, a zburat. Sunt de așa de mișcătoare de sub noi, atât de ușor și de ușoare încât dacă nu reușim să construim cu ele lucruri care să fie trainice, relații, de pildă, sunt multe zone, acum se deschid tot felul de oportunități, oameni care trec prin suferință, zone care suferă, dacă nu pot să fiu de folos acolo. Deci niciun fel n-aș vedea fericire și binecuvântare în viața unui om care adună și nu face absolut nimic cu ele, mai ales pentru lucrarea lui Dumnezeu, cu ceea ce adună. Aș vrea doar să punctez... Te rog.
un lucru pe care l-ai spus vis-a-vis de, sau pe care l-ai adresat vis-a-vis de chemare și de partea aceasta financiară și de imposibilitatea cumva a siguranței într-o astfel de slujire. Uite, eu cred că chemarea la slujire, la slujirea lui Dumnezeu prin, în mod special în zona pastorală, este o chemare deosebită față de toate celelalte. E o chemare care nu poartă o astfel de siguranță cu ea, poartă promisiunea însoțirii lui Dumnezeu, poartă multe promisiuni. Eu sunt conștient că singurele două legăminte pe care le am sunt cu soția și cu Domnul. Cu celelalte am contracte. Dacă e să zic strict așa în sensul cuvântului. În celelalte locuri sunt contracte. Evident că te legi de oameni și evident că există, dar legământul meu, angajatorul meu cu ghilimele este Dumnezeu. Dacă mă încred și dacă trăiesc cu adevărat dependența asta față de El, Dumnezeu va purta de grijă. Uite, niciodată, o spun ție și o spun celor care ne ascultă, nu e un lucru pe care să-l spun prima dată, dar poate prima dată într-un astfel de context. Niciodată pentru mine în locurile în care am mers, și am mers în câteva locuri, de când am terminat facultatea, niciodată n-a contat și n-am pus prima dată. Ultimul lucru de care am vorbit a fost salariul. Ultimul lucru. Dacă ar fi fost ca altcineva să facă alegerile pe care le-am făcut, poate că printre primele nu le-ar fi făcut. Sau n-ar fi făcut așa. Am făcut asta nu pentru că am fost naiv și pentru că am fost tânăr, deși am fost tânăr și gradul de naivitate există și acolo. Nu mi-am negociat niciodată salariul și n-am stat niciodată. Pentru că, pentru mine, împlinirea sufletească a faptului că știu că sunt acolo, în voia Domnului, a contat mai mult decât orice. Și dacă am știut că lucrurile merg bine și că oamenii sunt slujiți, că biserica crește, că Dumnezeu este Cel care lucrează, pentru mine lucrul ăsta a fost determinant. Dumnezeu a purtat de grijă mai mult decât mă așteptam și de celelalte lucruri. Dar, în primul rând, dependența asta față de Dumnezeu, aici am văzut-o. În împlinirea asta sufletească a faptului că îmi împlinesc locul și rolul, că sunt în voia Lui. Vorbirem emisiunea trecută, că sunt în voia Lui acolo. Dincolo de celelalte lucruri, sigur că te obișnuiești cu binele, sigur că ți-ai dori mai bine, mai ales când ai copii, când ai... Evident lucrul ăsta. Dar dacă m-am încrezut pentru generația mea, pentru mine, în Dumnezeu, trebuie să mă încred și pentru generația copiilor mei, că Dumnezeu este Cel care le va purta de grijă. Și practic Cel care ți-a purtat de grijă până acum îți va purta de grijă și de acum încolo. Asta este lecția aceasta a dependenței lui Dumnezeu. Este o lecție, să știi, care nu se învață ușor. Mi-a plăcut că ai citat din plângerea lui Ieremia că e bine pentru un tânăr să poarte jugul în tinerețea lui și că Domnul i l-a pus. Așa spune Ieremia și eu mi-am să spunem, asumat mesajul acesta și pentru mine l-am luat ca regulă de viață și am învățat lecția asta până acum și o învăț în continuare. Într-adevăr, ai toată, să spunem, toată susținerea celor din jur atunci când vii cu explicația, să spui că nu pot să fac asta, n-am aia. Ok, și una din marele noastre probleme este a resurselor și știm locul acesta. Fă odată și a identității. De exemplu, nu vin într-o familie de slujitori, n-ai, să spunem, un background așa eclesiastic, de slujitor, de misionar. Pur și simplu, te-ai trezit chemat și ai spus, Doamne, cine sunt eu să fac locul acesta? Dar uite că Dumnezeu În suveranitatea Lui știe El pe cine cheamă și când cheamă, bineînțeles, punând la dispoziție bine un traseu și tot ce are nevoie ca să poată să ducă misiunea aceasta la capăt. Ștefan, dacă discutăm despre dependență și despre libertate, unii ar traduce că creștinul n-ar fi liber. Noi știm că Dumnezeu l-a creat. Asta spune Scriptura. L-a creat liber. Omul a fost liber. Dar pe de altă parte, când ești dependent de cineva, în limbajul acesta în care trăim noi în societatea de astăzi, înseamnă a renunța la o parte din libertatea ta. Cum vezi tu lucrul acesta? Când, din dragoste de Dumnezeu, renunți la libertatea mea să fiu împreună cu persoana pe care o iubesc, Dumnezeu. Uite, dacă aș merge acum pe stradă, în București, Oradea, Arad, oriunde aș merge, și aș spune unui trecător, îl opresc și spun, uite, aș vrea să fii parte din biserica în care sunt eu, din denominația în care fac eu parte, evident omul m-ar întreba dacă s-ar opri de ce, și aș spune, uite, pentru că noi credem și în Biblia pe care noi o citim scrie așa, cereți orice veți vrea și vi se va da. Ce crezi că ar răspunde oamenii?
impresia mea este că foarte mulți dintre ei probabil s-ar gândi cel mai, în cel mai rău caz, dacă nu chiar ar accepta pe loc. Cine n-ar vrea să fie parte sau să aibă parte de o astfel de, de un astfel de loc, de o astfel de credință în care ceri orice veți vrea și vi se va da. E lucrul ăsta în Scriptură scris. Este scris. Chiar în Ioan, capitolul 15, despre care am vorbit și data trecută și cu care am pornit și în această emisiune. Ce scrie însă înainte de lucrul ăsta este exact cadrul binecuvântării și cadrul dependenței pe care Dumnezeu îl trasează. Și anume, dacă rămâneți în mine, spune Domnul Hristos, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Pe de o parte, este un principiu al răstrângerii voluntare, în care eu, datorită principiilor pe care Dumnezeu mi le-a trasat, mi le-a pus înainte, datorită acestui cadru pe care Dumnezeu l-a trasat, eu, într-un mod voluntar, vreau să rămân în locul binecuvântării. Vreau să rămân în locul dependenței față de Dumnezeu, cum mă consideră ceilalți. Că știm ideile, oamenii spun, de ce fug oamenii de dependența față de Dumnezeu? Pentru că vor să aibă totul aici și acum și... Cu Dumnezeu nu sunt toate instant, nu se întâmplă toate instant. Alții pentru că au sentimentul ăsta al controlului, exact cum ai spus, că se simt controlați, alții pentru că văd această voie a lui Dumnezeu și această dependență a lui Dumnezeu ca fiind limitativă, restrictivă. Dar eu așa văd lucrurile. De o parte, Dumnezeu creează un cadru al binecuvântării, un cadru în care ființa mea să se dezvolte în baza potențialului întreg pe care Dumnezeu l-a pus în mine. Și de cealaltă parte, vin eu cu răspunsul și spun, da, Doamne, vreau să trăiesc în cadrul ăsta. Și practic toată viața noastră, că am vorbit despre partea aceea ontologică de început, de origine în care mlădița este așezată în viță, aia nu-i totul. Faptul că mlădița e în viță nu-mi spune nimic încă. Până când seva din viță curge prin mlădiță. Și asta e viața noastră, partea noastră în care rămânem în cadrul ăsta al binecuvântării, în care seva poate să curgă liniștită, neoprită. Rămâne ea aici? Nu. Că zice, dacă rămâne aici, se hrănește doar pentru ea, Domnul este cel care vine și o taie și dacă nu rămâne aici, se usucă de la sine. Ea este lăsată pentru a rodi. Deci ceea ce vine înspre noi trebuie să curgă înspre alții. Așa aș vedea cumva cadrul ăsta al binecuvântării pe care Dumnezeu îl trasează. Așa este. De fapt, asta și vrea Dumnezeu. Noi degeaba spunem că suntem independenți. În practică, noi știm că nu putem trăi. Omul nu e în stare să trăiască. Deci orice se anula. Și oamenii care nu cred în Dumnezeu trăiesc dependent de Dumnezeu. Pentru că absolut suntem supuși acelor fenomene, aceleași probleme. Da? Dacă Dumnezeu face ca se întâmple ceva, afectează pe toată lumea. Așa e. Numai că noi recunoaștem și îi permitem lui Dumnezeu să ne controleze viețile și ne simțim vinovați atunci când nu facem lucrul acesta. Asta dacă suntem în voia lui, bineînțeles. Ne apropiem de încheiere, Ștefan, și aș vrea să concluzionăm puțin tema aceasta dependenței. În special, gândindu-ne și la generația aceasta tânără, care este învățată încă din primele, să spunem, zile ale prezenței la școală, că trebuie să fii independent, să-ți facă singur temele, să se încalce singur, să mănânce singur, să fie pe propriile picioare. Pe de parte, noi învățăm să fie dependenți de Dumnezeu și, într-adevăr, să rămână în voia lui Dumnezeu. Pe de altă parte, societatea învață că tu ești singur, tu decizi, tu ești Dumnezeul tău. Tu ești cel care îți făurești viitorul. De tine depinde totul. Deci, practic, dependența de om și dependența de Dumnezeu. Cum vezi tu, așa, ca o concluzie? Dă-mi voie numai un minut să fac o scurtă trecere. De la poporul evreu mă gândeam, când a fost vorba să învețe Dumnezeu dependența, i-a învățat că nu numărul mare, ci încrederea în Dumnezeu este cea care e determinantă. Când a fost vorba de asemenea să vadă vis-a-vis să se încreadă în resurse, Domnul a zis, nu resursele sunt importante, ci fidelitatea. Au dorit un împărat să aibă ca toate celelalte popoare cumva să depărteze dependența lor față de Dumnezeu. Apoi ajungem în partea bisericii primare. Dintr-o dată, din biserică prigonită, a devenit o biserică favorită. Din momentul în care se ascundeau în peșteri, au devenit cei care dețineau templele, clădirile, terenurile templelor păgâne dinainte.
din oameni căutați au devenit oameni curtați. Ce s-a întâmplat este că au pierdut lupta cu posesiile, faima, filozofia, succesul și din domnia Domnului a devenit domnia omului. Toate astea sunt recuperate, sunt recâștigate în Hristos. Hristos care a venit și a zis într-o dependență totală de Tatăl. Tot ceea ce fac, fac de la Tatăl. Din nou spun, cuvântul s-a făcut trup, a locuit prin de noi, plin de har și adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului venit de la Tatăl. Întipărirea aceasta, Pavel de asemenea a venit și a spus, sunt bine încredințat. Și n-a spus-o în dreptul lui niciodată, ci doar în dreptul lui Dumnezeu, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Toate lucrurile astea arată felul și e așa o trecere foarte scurtă, dar dorința lui Dumnezeu de a pătrunde în viața comunitară și în viața personală pentru a împlini omul. Nu e o chestiune care să controleze și asta ar trebui copiii să învețe. Așa a lăsat Dumnezeu copiii să învețe de la părinți. Când copiii văd în părinți dependența lor față de Dumnezeu, este o primă cheie, pentru că noi vedem în copii cât de dependenți suntem noi față de Dumnezeu. Și învățăm unii de la alții. Imaginile astea sunt cumva legate, conectate. O primă cheie este asta, să vadă în părinți dependența. Dacă părinții emană exact impresia asta că ei pot totul, că vezi, eu ți-am făcut, eu ți-am dat, eu ți-am... Când la finalul zilei nu pot să vin și să spun, uite, hai să mulțumim lui Dumnezeu, sau la masă, mulțumim lui Dumnezeu pentru această mâncare. Da, mama și tata s-au străduit, dar Dumnezeu este cel care ne-a dat putere, sănătate, ajutor. Cred că un astfel de copil, un astfel de tânăr va gândi de două ori înainte să își pună problema propriilor forțe. Sigur, mai apoi există expunerea aceasta continuă și prin comunitate, la cuvânt, la... învățătură, la nu, un mentor bun, cineva care să vină și să fie lângă el, să-i spună, uite-te puțin, o privire corectă asupra lumii, îți arată că de la cei mai mari oameni au pornit cu dependențe fantastice față de alții, acum sunt ei pe cai mari, dar au depins mult de resursele altora, de... Ne uităm când ajungem într-o problemă de sănătate, foarte mulți dintre cei care astăzi sunt pe cai mari sau au fost la un moment dat pe cai mari au trecut prin probleme de sănătate comune. Nu? Au avut cu toți banii din lume, au avut putere să salveze. Absolut deloc. Deci ar fi în plan spiritual altfel decât în planul ăsta, cu atât mai mult acolo. Așa este. Iată-ne că la sfârșitul acestei emisiuni tragem concluzia că până la urmă oricum am calculat, oricum ne-am luat, să spunem, viața la mâini, până la urmă ajungem la aceeași concluzie. Nu putem trăi în afara dependenței de Dumnezeu. Omul este făcut să trăiască dependent. Dumnezeu așa l-a creat pe om, să fie conectat. Imaginea aceasta, client-server, da? Ca un calculator care se conectează la o rețea de calculatoare. Omul caută, Dumnezeu l-a creat pe om cu dorința de a trăi veșnic, da? A pus dorința aceasta de a fi nemuritor. Toate aceste lucruri ne arată clar că avem această conexiune și oricum am face, oricât de mult am muncit, oricât de mult ne-am dat peste cap, suntem la mâna lui Dumnezeu, la mila lui Dumnezeu, la bunăvoința lui Dumnezeu. Așa că mai bine ar fi să recunoaștem lucrul acesta, să facem tot ce putem. Ștefan, îți mulțumesc foarte mult și de data aceasta pentru prezența ta. A fost o încântare să stăm de vorbă și mai mult să stăm de vorbă pe tema aceasta destul de importantă pentru viața noastră de zi cu zi. E o temă care trebuie să o aducem în atenție și mai mult să învățăm că fără Dumnezeu suntem nimic. Mulțumesc și eu pentru invitație și cu cel mai mare drag continuăm discuția. Cu mare drag te vom invita și la altă ediție. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem o seară binecuvântată!